găsit falsul polițist cu doar 8 clase, dar cu vaste cunoștințe în ceea ce privește activitatea judiciară, după cum apreciază procurorii care îl anchetează acum. A fost prins în urma unei reclamații, o persoană l-a acuzat de înșelăciune și așa și-au dat seama adevărații polițiști că au de-a face cu un escroc. A fost arestat preventiv și acuzat de uzurparea de calități oficiale în formă continuată, însă timp de un an și jumătate, până acum câteva zile, practic a reușit să se infiltreze printre polițiștii din Ploiești, apărea în special la anchetele care se desfășurau în stradă, oprea șoferi, audia martori, dădea sfaturi. Avea uniformă, legitimație, pistol, dar și stație de comunicare la distanță, prin urmare a reușit să păcălească foarte mulți polițiști de la două secții din oraș. Unul dintre ei este anchetat sub control judiciar și a fost suspendat din funcție pentru că i-ar fi cerut sfaturi în anumite spețe falsului polițist. Spune că nu și-a dat seama că interacționează cu un șarlatan. De asemenea, alți trei polițiști din Ploiești sunt martori în acest dosar.